Mii de oameni au mers astăzi la Bucharest International Air Show, cel mai mare spectacol aviatic din România. Spectatorii au urmărit peste 150 de aeronave comerciale și de luptă, dar și avioane de acrobații. De asemenea, curioșii au putut vedea de aproape avioanele expuse la sol. După 2 ani de pandemie, cel mai mare show aviatic din România a fost din nou organizat la București. Cei mai buni piloți au oferit un spectacol de zile mari cu numere de maestrie aviatică și acrobație. La eveniment au participat peste 100 de aeronave și aproximativ 150 de piloți și parașutiști civili și militari. Forțele aeriene române au prezentat aeronave puternice, printre care F-16 Fighting Falcon. Ce ți-a plăcut cel mai mult astăzi? Avioanele supersonice. Avioanele supersonice. Ai reținut vreun model care ți-a atras atenția mai tare? N-a fost aici, dar F-22 Raptor este preferatul meu. Și din cele care au fost aici? F-16 Falcon. A fost foarte șmecher, mi-a plăcut. Spectatorii s-au bucurat și de o expoziție organizată la sol. În 3 hangare și în aer liber au fost expuse numeroase aeronave din România, Ungaria, Germania, Slovacia, Slovenia, Canada și Statele Unite ale Americii. Ați mai urcat până acum într-un elicopter militar? Într-un elicopter nu, și nici militar și nici altul. Și cum a fost în interior? Cum vi s-a părut? Foarte complicat. Complicat. Cel puțin în partea de bord, deci de conduc, foarte complicat, dar... Da, din curiozitate am fost și la avioanele celelalte să vedem. Sunt foarte interesante. Ați mai văzut până acum aeronave militare? Ați mai făcut cunoștință cu ele? Da. Ne plac avioanele mie foarte mult și sunt convins că și fetițele. Accesul publicului a fost gratuit, iar spectacolul va continua până la ora 20. Evenimentul se va încheia cu un concert susținut de artistul Smiley. Devenit nelipsită de la un orice eveniment și dă naștere unor amintiri de neuitat. Dispozitivul vedetă al acestui secol, drona, este un aparat care poate să transforme orice petrecere clasică într-un adevărat film de acțiune. Datorită nenumăratelor solicitări de pe piață, tot mai mulți pasionați de tehnologie și nu numai, cumpără drone din interes personal sau de serviciu. Trebuie să reglez camera cu care noi o să filmăm, urmează să fac niște reglaje de imagine, după care pregătesc motoarele. Filmate de la 10, 50 sau de la peste 300 de metri înălțime, cadrele din drone îți așează de-a lungul privirii imagini care nu au cum să te lase indiferent. Fie că sunt în natură sau de la evenimente private, dronele surprind mereu cele mai frumoase imagini. Cadrele mi se par în primul rând spectaculoase, mi se par perfecte și eu zic că merită toată investiția o dronă, mai ales la evenimente. Sergiu știe foarte bine acest lucru, căci nu degeaba a investit într-un astfel de dispozitiv. Este proprietarul unui atelier de reparații pentru motociclete, iar cadrele filmate din drone pentru clipul de prezentare al afacerii i-au crescut consistent veniturile. A investit peste 9.000 de euro în dispozitive de acest gen și a reușit rapid să-și recupereze suma. Am ales în primul rând pentru partea de media, marketing, motociclism și în tot ce înseamnă videoclipuri profesionale și semiprofesionale în industriile și în cele două afaceri pe care le conduc. Miile de vizualizări venite odată cu cadrele filmate în aer au adus bani, pe care Sergiu i-a reinvestit în perfecționare. Se studiază niște cursuri de aeronautică. Ele sunt considerate ca și mini-nave de zbor. De aceea trebuie făcute niște cursuri și, în primul rând, niște aprobări. Ambiția lui Sergiu este un bun exemplu și pentru mulți dintre clienții lui, care se gândesc serios să-și dezvolte curiozitățile și în această direcție. Așa că de una pentru cum skill-uri, cum a fi pentru motocicletă, pentru videoclipuri, așa foarte frumos și pentru editare. Deși oricine poate să se folosească de această tehnologie pentru a se promova sau a-și suplimenta veniturile, regulile ei de utilizare sunt foarte stricte. Conform hotărârii de guvern, se interzice decolarea și aterizarea dronelor în zonele intravilane și survolarea acestora în zonele cu mai mulți oameni. Altfel spus, dacă vrei să filmezi la un eveniment, va trebui
să obții aviz de la Ministerul Apărării Naționale. În acest moment, un astfel de echipament pornește de la 1500 de lei și poate ajunge chiar și la câteva zeci de mii, în funcție de dotări și performanțe. Specialiștii susțin că această tehnologie se va dezvolta tot mai mult în următoarea perioadă, iar viitoarele dispozitive vor beneficia de senzori de ultimă generație, capabili să localizeze cu precizie milimetrică poziția dronei în orice moment. De la o mică rezervație cu câțiva zimbri a ajuns una dintre cele mai importante atracții turistice din Brașov. Comuna Vama Buzăului a devenit cunoscută datorită aerului curat de munte și a peisajelor de bază. Odată cu dezvoltarea turismului, în zona au apărut și mici afaceri. Oamenii și-au pus casele la dispoziția oamenilor și închiriază camere celor care vor să rămână peste noapte. Tot aici au fost deschise și puncte gastronomice locale, unde turiștii savurează preparate gătite de gospodinele din sat. În jur de 4.000 de suflete trăiesc într-un loc binecuvântat de natură. Situată la poalele munților Ciucaș, comuna Vama Buzăului s-a dezvoltat repede în ultimii ani, iar motorul bunăstării oamenilor a fost o simplă atracție turistică. Rezervația de zimbri a făcut cunoscut numele localității în toată țara. Povestea a început în 2008, cu 5 exemplare aduse din Austria și Italia. Animalele s-au înmulțit, iar administratorii au decis să aducă și alte atracții, precum cerbi, mufloni, reni sau păuni. Avem în jur de 40 și 50 de mii de vizitatori. Lucru pentru noi nu puțin. Suntem mulțumiți de numărul de turiști, sperăm cu drag ca și ei să fie. Natura le oferă turiștilor peisaje de vis, dar și locuri unice. Cei care ajung în Vama Buzăului nu ratează o excursie la Cascada Urlătoarea. Nu este o cădere imensă de apă, ci un fenomen mai spectaculos. Din munte izvorăsc câteva pârâiașe, iar apa se scurge pe versantul calcaros. Natura asta este deosebită, să știți. Îmi place enorm de mult zona asta. Am mai fost acum vreo 2-3 săptămâni și n-am avut ocazie să venim și acum ne-am reîntors. Ne-a plăcut atât de mult și chiar am zis, zic, haide să mai facem o tură. Superb, superb, aerul ăsta de munte și copaci ăștia verzi. Și ce mi-a plăcut în mod deosebit? Curățenie, deci de la vamă până aici n-am văzut o hârtie. Odată cu creșterea numărului de turiști, au înflorit și micile afaceri în stațiune. Cum în comună nu sunt restaurante, au apărut punctele gastronomice locale. Alina Tonie, de exemplu, primește la masă orice oaspete flămând și dornic să savureze bucate tradiționale gătite de ea. Șnițele, chifteluțe, slăninuță de porc, brânza de burduf care este vestită la noi în zonă, cașcavalul și o ciorbă de salată, cum se face la noi în zonă. Noi trebuie să pregătim mâncarea care o pregătim pentru familie, în gospodărie. Aperitive, ciorbă, felul 2 și, bineînțeles, un desert, o plăcintă. Turiștii sunt foarte încântați de mâncarea care le-o prezint. După ce își potolesc foamea, turiștii au șansa să doarmă chiar în casele localnicilor. Aici, de exemplu, există 5 dormitoare, dar și un apartament, fiecare cu baie proprie, iar pentru o noapte de cazare, turiștii trebuie să scoată din buzunar 200 de lei. Ideea punctelor gastronomice și a camerelor de închiriat a fost implementată de autoritățile locale. Avem undeva la 20 de puncte gastronomice locale și locuri de cazare în Vama Buzăului, cu siguranță sunt peste 200. Spațiile de cazare pe care Vama Buzăului le oferă sunt mai puține decât numărul de turiști care vin în localitate, ceea ce este îmbucurător. La finalul anului 2018, Vama Buzăului a primit titlul de stațiune de interes local. Autoritățile au în plan să ateste localitatea și ca destinație ecoturistică. România bifează încă un ultim loc în clasamentele europene. De această dată, la gestionarea deșeurilor. Gradul de reciclare în țara noastră este de doar 11%, în timp ce media europeană e de 47%. Ca să încurajeze colectarea selectivă, primăria Cluj-Napoca a amplasat coșuri de gunoi inteligente. Chiar și așa, oamenii încă aruncă deșeurile la întâmplare. Vă mulțumim! Chiar dacă le vorbesc, coșurile de gunoi inteligente nu par să convingă mulți oameni care încă aleg să arunce deșeurile la întâmplare. Ca să pună plasticul la plastic, hârtia la hârtie și deșeurile reziduale în același loc, primăria din Cluj-Napoca a cumpărat 75 de pubele inteligente. Trebuie să le folosim pe acest... Respecta ar fi perfect, dar nu respectă. Este în interesul nostru. Pentru că astăzi fiecare deșeuri de sticlă, deșeuri omenajeri, de plastic, corect. Da. Trebuie să ținem cont, fim foarte atenți. Da, și curățenia orașului și pentru noi ca om să fie curat.
Pentru a atrage atenția trecătorilor, primăria a instalat coșurile de gunoi inteligente lângă stațiile de autobuz intens circulate. Aceste sisteme sunt prevăzute cu panouri solare pentru a se alimenta singure, compactoare pentru a mări capacitatea de colectare și sistem GCM care transmite operatorului și nouă la primărie gradul de umplere a lor. Digitalizarea poate fi foarte utilă firmelor care se ocupă de colectarea deșeurilor și, totodată, să facă cetățenii mai responsabili. Ar trebui toată lumea să fie atentă și vorbesc, hai să zicem, o idee bună din partea primăriei, dar asta ar trebui la nivel național. Eu sper să se facă cât mai repede și lumea să înțeleagă, pentru că toate amestecate și toate și... No, lumea nu înțelege. Avem speranțe că într-un viitor apropiat acest grad de conștientizare a populației va crește și vom mări într-adevăr și gradul de colectare la nivelul municipiului. Însă, chiar dacă pe stradă folosim pubelele inteligente, acasă selectăm prea puțin lucrurile pe care le aruncăm. La nivel european, țara noastră este codașă în clasamentul statelor care reciclează inteligent. Potrivit unui raport recent, avem doar 3 orașe care acordă atenție reală problemei deșeurilor: Cluj-Napoca, Sibiu și Oradea. Frumoasa plajă de la Tuzla, cu apă turcoaz și multă liniște, a fost una dintre cele mai căutate în sezonul estival. Aici totul este aparte, de la atmosferă, peisaj, nisip, până la libertatea pe care o oferă. Mulți dintre turiști au descoperit acest loc prin recomandări. Ascunsă după o stâncă înaltă, Tuzla este ultima plajă sălbatică din sudul litoralului. Sau cel puțin așa a rămas faima, căci chiar și în zilele cu vreme capricioasă, turiștii vin aici în număr mare. Își așează șezlongurile și umbrelele și se bucură de peisajul încă pitoresc, de marea turcoaz, de scoicile bătute de valuri și de aerul rebel. Vă place? Da, e frumoasă. Pentru prima dată, da. E chiar frumoasă. Exact ce se spune, culoarea apei, în primul rând. E liniște. Oamenii sunt mult mai civilizați decât în stațiunile autohtone. Tuzla nu mai este o destinație misterioasă, pentru că tot mai mulți turiști duc vorba, faima îi se duce prin recomandări. În plus, nu sunt șezlonguri sau terase de fițe, ceea ce înseamnă că și cheltuielile sunt reduse. E a treia oară când vin la Tuzla, aici este ceva mai intim, ceva mai departe de lume. Ceva mai frumos, mai meditativ. Aici am întâlnit-o și pe această turistă din Prahova, care a venit cu prietenele ei la mare într-o excursie de o zi. Pentru prima dată. Dar să știi că e fain, fain. Mie îmi place așa în sălbăticie. Dacă alegeți să veniți pe această plajă din Tuzla, trebuie să știți că în proximitatea sa nu există terase și nici magazine alimentare. Ideal ar fi să veniți cu mâncare la voi, pentru că cel mai apropiat restaurant se află la o distanță de 3 km de aici. Alte detalii importante de știut sunt legate de campare. Mai nou, turiștii nu au voie să campeze cu cortul pe plajă și nici să parcheze mașinile și rulotele aproape de nisip. Cine încalcă această regulă riscă o amendă de până la 4.000 de lei. În acest sezon estival, muntele a bătut marea. Este concluzia specialiștilor unui site de turism care au anunțat că din cauza prețurilor foarte mari de pe litoral, mulți români au ales să-și planifice concediul în stațiunile montane. Cum tarifele au crescut chiar și cu 20% la mare, după ce și-au făcut calculele, o mare parte dintre turiști au realizat că bugetul nu le permite să petreacă o vacanță pe litoral. Primul sezon de vară de după pandemie a venit cu schimbări neașteptate în domeniul turismului. În acest an, stațiunile de la munte au câștigat teren în fața celor de pe litoral. Principalul motiv ar fi tarifele tot mai mari la hotelurile și restaurantele de la Marea Neagră, care au crescut chiar și cu 20%. Prețurile sunt destul de piperate. Pe litoral. Pe litoral, da. Și aici e mai accesibil la munte? Ce ziceți? Da, e mai accesibil, da. V-ați plănuit un buget pentru vacanța asta? Da, am un buget. Cam cât aveți? 3.500 de lei. Pentru câte persoane? 3 persoane. Într-adevăr, prețurile s-au scumpit în ultimele luni, încă, na, inflația a scumpit tot, dar calitatea serviciilor este oricum la munte peste mare. N-am auzit lucruri foarte bune despre litoralul românesc în ultimii ani. Mm-hmm. Am auzit lucruri foarte bune despre zonele de munte și despre partea asta țării în general. În primul rând pentru aerul de munte. Chiar dacă și la munte tarifele au crescut inevitabil, hotelierii și-au atras oaspeții cu pachete speciale. Turiștii au beneficiat de reduceri, acces gratuit la zonele de spa și piscine, dar s-au bucurat și de numeroase activități. Oaspeții ne-au ales pentru atracții, mai ales pentru familie cu copii, s-au organizat programe zilnice, părinții s-au relaxat la spa
iar copiii la locurile de joacă. Tariful de cazare cu demipensiune a fost de la 140 de euro pe noapte, cu gratuitate pentru copilași. Am avut prețuri, poate comparativ cu anul trecut, nu foarte mari, creșterile au fost maxim 10% și cred că au fost unul dintre motivele pentru care ei au ales să vină la munte. Gradul de ocupare a fost ridicat vara asta? Pot spune că pe luna august și pe luna iulie, da, undeva peste 80%. Un clasament făcut de un site specializat în domeniul turismului arată că cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc au fost Eforie, Costinești și Mamaia. La munte, în schimb, clasamentul a fost dominat de Brașov, Predeal, Bușteni și Sinaia. Stațiunile de la munte au înregistrat o creștere anuală de 45% a rezervărilor. În Brașov, în cele 3 luni de vară, au venit 10.000 de turiști, iar Biserica Neagră, Muntele Tâmpa și celelalte obiective turistice din oraș au contribuit din plin la atragerea vizitatorilor. Potrivit aceluiași site, rezervările în unitățile de cazare din marile orașe au crescut cu 31% în acest an. Peste 100 de olari din toate colțurile țării s-au strâns în Piața Mare din Sibiu în acest sfârșit de săptămână. Au adus cu ei vase ceramice lucrate în stil tradițional, de la vestitele oale pentru gătit până la instrumente muzicale realizate evident din lut și apă. Cele mai așteptate au fost demonstrațiile la roata olarului. Sub privirile spectatorilor, lutul prinde viață în mâinile pricepute ale meșterului Ion Retezeanu. Fac un vas ceramic, un vas, o oală uzuală pentru gătit la vatră, cu ceea ce am în stand, pentru a vedea publicul cum se facă aceste oale. Olar cu vechime din Horezu, Corun sau Văda Stra și-au expus produsele în Piața Mare la Târgul Olarilor, un eveniment cu tradiție care promovează ceramica românească. Iară un obiect de cult foarte haios, ce simbolizează familia, bărbatul cu capul mare și femeia cu gura mare și cornițe. Neschimbați nici azi. Am venit cu ocarine pentru copii, ocarine pentru profesioniști. Nicoleta Mitroi s-a îndrăgostit de arta ceramicii de cucuteni și modelează lutul de mai bine de 15 ani. Noi o lucrăm în aceeași tehnică ca și ceramica arheologică, adică fără roata olarului, o ridicăm din benzi, o pictăm pe peretele crud. La mare căutare au fost farfuriile și cănile cu motive tradiționale, dar și vasele decorative au fost apreciate atât de turiști, dar și de localnici. Am cumpărat niște castronașe, un ciobănaș, fără 300 de oi, doar ciobănașul, și un suport cu cănițe pentru o țuică, că tot este zonul prunei. Și turiștii străini au fost încântați de oferta bogată de la Târgul Olarilor, așa că mulți dintre ei au căutat suveniruri care să le aducă aminte de țara noastră. I think it's very cool. Yeah, I bought this sort of harmonica. Târgul Olarilor se va încheia duminică seara. Este un eveniment ajuns la 54-a ediție, organizat la fiecare început de toamnă în Piața Mare din Sibiu. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept sâmbăta viitoare de la ora 18 cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor și o săptămână bună să începeți. Toate bune! Bună seara tuturor! Astăzi vremea s-a încălzit ușor față de ieri. În vest, nord-vest și centru, temperaturile au fost normale pentru această perioadă. Cerul a fost înnorat, iar pe arii restrânse a plouat slab. Maximele au oscilat între 18 și 25 de grade. La noapte, cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab, mai ales la munte, dar și în sud-estul țării. Vântul va bate destul de puternic pe litoral. Spre dimineață, în centrul țării se va semnala ceața, iar minimele se vor încadra între 9 și 16 grade. Luni, temperaturile cresc ușor, însă încă rămân sub nivelul obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu averse slabe, în special în Transilvania. Vântul va da bătăi de cap turiștilor de la malul mării, iar maximele se vor situa între 19 și 26 de grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, gradele din termometre sunt în creștere. Cerul va fi variabil, iar pe arii restrânse va ploua slab. Vor fi 21 de grade în Târgoviște și 23 în Călăraș. Averse trecătoare vor fi izolat și în Transilvania. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab, iar valorile termice urcă până la 20
22 de grade în Sibiu și 24 în Târgu Mureș. În Moldova, cerul va fi predominant înnorat. Pe alocuri vor cădea câțiva strop de ploaie. Vântul va sufla slab spre moderat. Mercurul va indica 21 de grade în Iași și Botoșani. Tot soarele pare că a fugit în vestul țării. Vremea va fi plăcută, iar cerul va fi mai mult senin în această regiune. Vor fi 26 de grade în Timișoara și Arad. Oltenia nu scapă de vremea instabilă. Vor fi ploi slabe în prima parte a zilei, iar cerul rămâne noros. Valorile termice ajung până la 23 de grade în Slatina și 24 în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea atmosfera va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, în special la malul mării. Meteorologia anunță 23 de grade în Mangalia și 24 în Megidia. În capitală, cerul a fost predominant noros, iar maxima a fost de 23 de grade. La noapte, vântul va sufla slab până la moderat. Minima scade la 13 grade. Luni vom avea parte de 23 de grade în București. La munte vor fi înnorări temporare și local ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile cresc ușor față de astăzi. Termometrele vor indica 12 grade la Sinaia și 17 la Stâna de Vale. Începutul săptămânii aduce pe litoral vreme plăcută. Cerul va fi variabil, doar vântul l-ar putea da bătăi de capturi. Vor fi 22 de grade în Eforie Nord, la fel și în Costinești. Temperatura apei mării se va situa în jurul valorii de 23 de grade. O seară excelentă vă dorim!